După ce a fost trimis în judecată pentru comiterea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, Cristea Fluierătoru a formulat vineri o cerere de eliberare provizorie sub control judiciar. Judecătorii târgujeni au respins-o ca neîntemeiată, la fel ca și în cazul lui Nicolae Giuran, aflat în prezent arestat preventiv în penitenciarul de maximă siguranță Craiova. Cei doi au formulat recurs și insistă cu eliberarea, verdictul fiind anunțat astăzi la Tribunalul Gorj. Respinge recursurile ca nefondate, anunțat astăzi instanța. Sindicalistul Fluierătoru se află în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Gorj. În total, 5 inculpați sunt acuzați de reabilitarea defectuoasă a drumului Ploștina-Slivilești. Fapta a avut loc în urmă cu 7 ani. Fluierătoru a fost o perioadă reprezentantul firmei care a executat lucrările de modernizare care au costat peste 30 de miliarde de lei vechi. Într-un timp foarte scurt, însă, drumul s-a și deteriorat. Benga și Giuran, cei doi angajați ai complexului energetic Oltenia, au făcut parte din comisia de recepție a lucrării și au dat avizul pozitiv.